Ție ce-ți spune că ești nefericit de-a lungul slăbirii? Pentru mine, nefericirea este un mesaj care spune că slăbirea nu decurge așa cum ți-ai dorit. Deci, mesajul nefericirii nu este acela de a te face să renunți la procesul de slăbire, ci de a găsi o cale de a slăbi într-un mod fericit. Nefericirea, prin faptul că doare, este practic un mecanism de supraviețuire. Dacă te-ai fript când ai pus mâna pe aragaz, faptul că te doare este un mecanism de supraviețuire. Nu te ajută să îndepărtezi durerea din viața ta, întrucât durerea te ajută să tragi mâna și să o salvezi. În plus, durerea te învață ca pe viitor să eviți astfel de situații. Este ca o alarmă de incendiu. Aștept să apară focul sau ieși din clădire când auzi alarma de incendiu? Dacă ai așteptarea de a slăbi prin voință, asumă-ți că vei avea frustrări aduse de înfometare și de interdicții alimentare. Dacă însă ai conștientizat disconfortul adus de frustrare, atunci este nevoie să acționezi și să abordezi slăbirea într-un mod înțelept și să nu te mai înfometezi și să mănânci gustos și sănătos. Cum ai putea obține rezultatul dorit dacă nu te încântă procesul? Și da, tu poți!